USH Pro Business este un centru specializat pentru activități dedicate mediului antreprenorial al Universității Spirul Haret. Fiind conceput pentru a sprijini companiile și a oferi soluții pentru susținerea competitivității. Ținta întâlnirii de astăzi, promovarea țării și atragerea turiștilor ruși. Avem în scop să analizăm posibilitățile ca firmele românești care operează în domeniul turismului, mai ales în domeniul incoming-ului, să poată atrage turiști ruși în România. Este o oportunitate legată și de evoluțiile geopolitice din acest moment și ne-am gândit că putem organiza un astfel de eveniment. Avem 11 firme doritoare care vor să cunoască mai bine potențialul acestei piețe și modul în care, într-o manieră cât mai rapidă, pot acționa să atragă turiști ruși în România. Lucrăm în parteneriat cu o firmă care se numește Creative Expert Consulting, care are oportunitatea de a oferi astfel de activități de promovare pe piața rusă și tocmai aceasta este o parte a ofertei pe care intenționăm să o facem ca un grup de firme românești să meargă pe piață, să aibă legătură cu tur operator de acolo. Pe lângă parteneriatul cu firma de consultanță Creative Expert Consulting, am atras aici și Asociația de Incoming România. Este o asociație foarte ambițioasă care dorește să se focalizeze pe turismul intern. Datorită lor avem și o audiență foarte importantă în rândul membrilor asociației pentru acest eveniment. Avem o experiență destul de mare ceea ce privește cultura de afacere rusească și putem oferi firmelor foarte multe servicii. În acest caz ne pregătim de a organiza un eveniment pentru firmele din România. Și ei vor avea posibilitatea să se întâlnească cu tur operatori ruși și să schimbe idei, informații. Am făcut o mică cercetare înainte de acest eveniment. Am contactat niște firme mari, tur operatori ruși și am primit informația că ei sunt interesați de acest eveniment. Ei vor să se întâlnească cu firme din România și mai ales că nu prea au informații despre România. De-a lungul timpului, operatorii de profil din țară nu au reușit să atragă foarte mulți turiști ruși din cauza faptului că România nu este promovată suficient. E o oportunitate foarte bună cea de acum întâlnirea cu reprezentanții companiilor rusești, pentru că trebuie să recunoaștem conflictul dintre Rusia și Turcia poate fi un avantaj pentru alte țări, cum ar fi România. Suntem aproape de Rusia, nu avem prețuri mari și oarecum le putem oferi nu chiar aceleași servicii ca și rușii, dar diferite și totuși atractive pentru ei. Turiștii ruși vin cu prejudecăți foarte mari despre țara noastră. România li se pare o țară foarte, foarte săracă, distrusă, unde majoritatea populației o reprezintă romii. Deci ei așa își imaginează despre România. Dar când vin și vizitează țara noastră, văd frumusețile, populația din orașe, sate, își schimbă radical părerea. Sunt multe motive pentru care turismul românesc încă nu este atât de atractiv. Sunt o parte legată de infrastructura turistică și de serviciile suport pe care le oferă ea, de capacitatea de a acționa într-un cadru local pentru a oferi cât mai multe servicii complementare cazărilor, pentru că altfel nu se poate, și totodată e vorba de imagine și de capacitatea de a coopera pentru a promova imaginea generală a țării. E un potențial mare, turiștii ruși trebuie să meargă și ei în vacanțe și considerăm că vor putea opta și pentru România. USH Pro Business asigură o observare atentă și detaliată a schimbărilor și tendințelor în mediul de afaceri, astfel încât partenerii să beneficieze de asistență profesională bine documentată.
Astfel reușește să aducă un plus de valoare serviciilor existente pe piață la momentul actual, prin înțelegerea nevoilor partenerilor și conectarea lor cu mediile universitare.